Enchanté. M-am gândit că dacă tot ne-a lovit căldura, vacanța, cheful de mers la mare, la munte și așa mai departe, nu ar strica să abordăm puțin subiectul eleganței și în această situație și să vorbim puțin despre ce lucruri nu sunt elegante de portat vara la plajă sau în vacanță și ce lucruri nu poartă o femeie elegantă, cu mențiunea că dacă vă plac aceste lucruri, aceste piese vestimentare și vreți să le purtați, este treaba voastră. Aici mă adresez strict acelor femei care vor să-și eleveze lucruri și vor să aibă un look elegant, chiar dacă sunt într-un mediu, să spunem, mai puțin formal și nu neapărat atât de conservator și de constrâns, pentru că să nu uităm că o femeie elegantă este tot timpul elegantă, indiferent de circumstanțele în care se află. Și începem numărul 1 cu un pet peeve grav de-al meu, care sunt pantalonii aia mult prea scurți, și anume booty shorts aia, știți voi, ăia dezvin așa pe jumătate de fund, îți lasă jumătate de fund afară. Cred că se înțelege de la sine că o femeie elegantă nu își expune atât de tare părțile intime și nu că ar fi ceva în neregulă cu a-ți expune părțile intime, dar e bine să mai păstreze așa o aliură de mister și, în general, să nu expui cam totul așa pentru toată lumea să vadă și sunt extrem de neplăcuți, adică înțeleg să porți genul ăla de pantaloni dacă ești într-un mediu super privat, tu și partenerul tău, și te simți confortabil. Acolo nu e nicio problemă, dar în cazul în care, nu știu, vrei să ieși pe stradă, vrei să ieși pe plajă, vrei să ieși în oraș, în pantaloni mi se pare puțin deplasat și cu siguranță femeile elegante nu poartă așa ceva. În schimbul acestor pantaloni și în special blugi, care câteodată mai sunt și rupți pe deasupra, deci nu ajunge că sunt pe jumatea fundului, dar mai sunt și rupți pe deasupra, v-aș recomanda să încercați mai degrabă niște pantaloni din aceia, din pânză, ori din in, ori din bumbac, care vin undeva până la jumătatea coapsei, sub coapsă, sub fund, depinde în funcție de cum este piciorul vostru, cum este construcția voastră, de cât de multă piele vreți să expuneți pe picior. Adică nu e nicio problemă să expui un pic mai multă piele pe coapsă dacă vrei și dacă ești în regulă cu chestia asta, dar în general e bine să ne ferim de a expune prea mult din fund, știți? Adică o să vă las câteva exemple de pantaloni care mi se par chiar ok de purtat pe timpul verii. Am și eu câteva perechi și îmi place la nebunie să-i port și asortați cu o bluză potrivită, arată absolut senzațional și puteți să-i purtați și la restaurant și la seara la cină, de exemplu, dacă nu este foarte formală, și arată foarte bine și nu sunt indecenți pentru că nu sunt atât de scuți, știți, nu sunt too much. Numărul 2, și aici intrăm la categoria leggings. Dacă în general mi se par leggings și extrem de disgrațioși și extrem de neplăcuți de purtat pe stradă, varianta lor de vară, și anume pantalonii aia, știți, biker shorts de vară, aia iarăși nu sunt o versiune tocmai elegantă, adică o femeie elegantă nu o să vă prinzi niciodată purtând așa ceva pe stradă. Am și eu așa ceva și folosesc pentru sport și asta e destinația lor, sportul. Dacă îi folosești pentru sport, sunt ok, dar în rest e bine să nu ne aventurăm cu ei pe stradă sau prin alte părți, pentru că, deși ăștia nu sunt atât de scurți cum sunt ceilalți, nu sunt în contextul potrivit. Și să ne amintim ce vă spun de fiecare dată când vine vorba de vestimentația unei femei elegante, că poartă totul în context, da? Deci ăștia, nefiind într-un context sportiv, nemergând să faci sport, nemergând la sală, nemergând la alergat în parc, nu își au rostul pe tine în afara acestor evenimente. Prin urmare, iarăși înlocuiți-i cu acei pantaloni de mai devreme, care sunt din material și arată mult mai bine și arată mai elegant și sunt mult mai versatil din punctul meu de vedere și mult mai ok de purtat în perioada asta, dacă vrei neapărat să porți niște pantaloni scurți, decât să porți așa ceva. Numărul 3 se referă la lenjerie și lenjeria expusă la vedere. Fie că aici vorbim de costume de baie purtate pe sub articole vestimentare transparente, și nu vorbesc în contextul în care ești la plajă. Când ești la plajă și ai un material din ăla de
să te acoperi, un hălățel din ăla să te acopere, aia e altă discuție, deci nu vorbim de situația asta, dar am văzut situații în care femeile ies pe stradă cu sutienul de la costumul de baie, ies în oraș și au o bluză transparentă peste, este total neadecvat și cu siguranță femeile elegante nu poartă așa ceva și de asemenea la categoria asta intră și purtatul de sutiene pentru maiouri nepotrivite, adică în momentul în care purtați un maiou, dacă aveți maiou sau o rochiță cu bretele sau, nu știu, o salopetă din aceea cu bretele subții, încercați să găsiți un sutien fără bretele, da? Ca să nu se vadă breteaua de la sutien. Este inestetic, este neplăcut. Am trecut de anii 90, că era o modă în anii 90 să porți, știți voi, acele razorback tank tops, știți, maiourile alea, care vin așa în Y în spate și să se vadă și bretelele de la sutien. Atunci era o modă, am trecut de perioada aia, nu mai sunt ok. Prin urmare, haideți să ne conformăm, ne luăm niște sutiene fără bretele. Sunt foarte multe sutiene în ziua de astăzi fără bretele, care nu au bretele la vedere și sunt foarte ok, sunt foarte comode. Dacă nu puteți să purtați așa ceva, orientați-vă către un alt tip de bluză de... de articol vestimentar în partea de sus care să camufleze bretelele de la sutien, pentru că este inestetic, este neplăcut, nu se văd bine, mai ales când sunt, nu știu, ai un sutien negru și peste un maieu alb. Un alt lucru pe care nu-l vei vedea pe o femeie elegantă sunt tricourile cu desene animate, cu personaje din desene animate, cu tot felul de mesaje, cu benzi, cu trupe de benzi, decât dacă ești la un concert rock, da, bine, dacă ești la un concert Metallica, este acceptabil să ai un tricou cu Metallica pe tine, dar dacă nu, atunci nu prea e ok. Femeile elegante nu poartă, și nu vorbim doar de vară, nu vorbim doar de perioada asta de vară, femeile elegante nu poartă nimic ce are legătură cu zona asta foarte puierilă, foarte copilărească. Pentru că am depășit vârsta, pentru că vrem să arătăm un pic de maturitate, un pic de încredere în noi. În momentul în care tu, după 30 de ani, după 27, 28, 30 de ani, începi să porți tricouri cu Mickey Mouse, cu Donald, cu Goofy, cu eu știu ce... fetițe Powerpuff și mai știu eu ce desene sunt în ziua de astăzi, devine mult prea pueril și atunci o să te întreb de ce oamenii nu te iau în serios sau știți, adică din punctul meu de vedere nu sunt prea ok și nu m-aș feri de ele, v-am zis, dacă aveți până în 25 de ani și sunteți în faza aia în care încă copilăriți, este perfect ok, dar peste nu prea, da? Încercați să găsiți acele tricouri sau bluze cu mâne scurte, știți, sunt o grămadă de bluze care nu sunt tricouri, sunt bluze cu mâne scurte, alea sunt mult mai elegante și arată bine și merg la orice alea, deci alea merg și la blugi și la Adidas și la tenis și la sandale și la rochi și la fuste, la ce vreți voi merg alea și sunt mult mai versatile, da, și sunt mai serioase, dar nu sunt... Doamne, așa bățoase, super serioase. Următorul un lucru pe care o femeie elegantă nu o să-l poarte niciodată decât în contextul potrivit și asta este un lucru pe care și voi mi l-ați semnalat pe Instagram, mai multe dintre voi, și anume șlapi când nu ești la plajă. Să ne înțelegem, șlapii, chiar și ăia urâții au apărut acum de la firmele astea de brand, așa, chiar și ăia sunt pentru plajă, da? Deci toate încălțările alea sunt destinate pentru plajă, pentru piscină. Când ieși la plajă, la piscină, este acceptabil să ai așa ceva. Dar pe stradă, să ieși, să te duci la pâine în șlap, nu este ok. Și femeile elegante nu fac asta. Decât să purtați așa ceva pe stradă, mai bine vă cumpărați o pereche de sandale din alea fără toc, știți? Am și eu unele și sunt foarte comode. Am unele de la Tom Taylor, le-am luat anul trecut și... Oh, doamne, le ador, sunt geniale pentru că una, două le încalți, sunt din alea de tip ca șlapul, au așa între degete o chestie și le încalți una, două și sunt super comode și pot să merg foarte mult pe ele sau sunt acum tot felul de variante de papuci, sunt niște papuci copiați după unii de la Hermes. Și nu numai de la Hermes, cred că și Gucci sau cred că și Chanel a făcut așa ceva. Aia sunt mai ok, da, de purtat. Dacă vreți neapărat să purtați ceva care să fie casual, dar să nu ne ducă în zona asta de
too laid back. Și nu trebuie să fie de la Hermes, poate să fie și de la, nu știu, un brand românesc, că se găsesc acum, sunt dupuri, sunt copii, sunt și așa mai departe, sunt, se găsesc pe toate străzile de genul ăsta. Găsiți sandale pe pantofi, cel puțin găsiți sandale din astea fără talpă, dacă nu vreți unele cu talpa mai groasă, sunt minunate și arată mult mai bine, arată mai sofisticat, arată că ți-ai dat interesul, deși ești relaxată, deși ești într-un mediu relaxat, se vede că ți-ai dat interesul și că te preocupă, știți? Pe când șlapii, în general, purtați în contextul nepotrivit, dau impresia aia de delăsare. Știți, pe aia care se duc în trailing la teatru? Cam așa e cu șlapii pe stradă. E cam aceeași chestie. E, deci, dacă nu purtăm trailing la teatru, nu vom purta nici șlap pe stradă. Numărul 6 este o chestie pe care o văd pe Instagram. Am văzut că a explodat de anul trecut și este, așa, dar anul ăsta a luat amploare și bineînțeles că vlogărițele și influențărițele din afară și toate vedetuțele astea de din afară, de afară au o influență în sensul ăsta, dar este o influență proastă din punctul meu de vedere și denotă multă vulgaritate. Mă refer la acele slipuri de la costumele de baie trase până sus, până la măsele, așa, știți? Știți slipurile alea care au de fapt numai partea aia de ți-acoperă, așa, și restul sunt numai șireturi, iar șireturile alea sunt trase, sunt agățate de urechi. Sunt extrem de neplăcute și de vulgare, cum ziceau, dar denotă vulgaritate, genul ăla de slipuri. Am auzit pe cineva zicând chestia asta, e ca și cum avea un absorbant pus la vedere și l-ai agățat cu niște șireturi, cam așa arată, știți? E neplăcut. Adică înțeleg mania asta a unor femei de a încerca să fie sexy și atrăgătoare cu orice preț și de a-și expune corpul tot timpul și de a atrage atenția, dar asta denotă disperare, ori dacă ne aducem aminte, femeile elegante nu sunt disperate niciodată și nu vor recurge la genul ăsta de trucuri pentru a atrage atenția. Acum, știu că mai există și varianta în care sunt femei minione care poartă slipul ăla super ridicat pentru a-și alungi piciorul, pentru că dă iluzia de șold așa înalt și de picior foarte lung, dar încercați totuși să nu-l ridicați până la măsele, să nu agățați slipul ăla de urechi, știți că așa pare, adică să nu fie băgat acolo în... Știți, lăsați-l un pic mai relaxat așa, că nu se supără nimeni. Vulgaritatea este iarăși o zonă de care este bine să ne ferim ca femei, în mod special, având în vedere cât avem de tras de pe urma ei și după aia ne întrebăm de ce ni se întâmplă tot ce ni se întâmplă și de ce suferim cât suferim și de ce sunt atâtea prejudecăți despre femei. Păi hai să nu le mai alimentăm. Sunt o mulțime de opțiuni în ceea ce privește slipul de la costumul de baie, astfel încât să nu fie nevoie de ceva care trebuie agățat de urechi. Numărul 7 este legat de haine șifonate. Și da, cumva simți o stare de relaxare vara, intervine așa și vezi foarte multă lume cu haine șifonate. Acum, există un dar mare la tot capitolul ăsta, și anume, există acele haine din in și știm că inul este un material superb de purtat vara, ca de exemplu rochița asta pe care o am eu pe mine, care e din in, dar este atroce de călcat. Se pare că inul este acceptabil să fie ușor șifonat. Întotdeauna când vei călca un articol de îmbrăcăminte, când îl vei călca, fie călcași cu fierul de călcat, fie călcași cu steamerul, îl îndrepți cu steamerul, se vede că a fost călcat și că după aia s-a șifonat. Deci, credeți-mă pe cuvânt că am studiat treaba asta ani de zile, mă uitam la haine pentru că mama mă bătea la cap să nu cumva să ies cu hainele necălcate pe stradă. Și mă uitam să văd dacă se vede vreo diferență. În momentul în care tu ai pus pe tine niște haine călcate și ele s-au șifonat ulterior, se vede diferența. Dacă tu le pui direct șifonate pe tine, arată ca și cum ai ieșit dintr-un coș din ăla de haine murdare.
știți, nu contează că hainele de pe tine sunt curate, cam așa arată. Dar v-am zis, la in există așa o regulă din asta cum că de trecere, așa, o permisivitate, pentru că toată lumea știe că inul este un material minunat pentru vară, absoarbe transpirația, îți răcorește pielea, nu te încălzești, nu te încingi în in, sau un bumbac, știți că este și bumbacul acela foarte natural care și ăla se șifonează, dar sunt niște materiale care se șifonează foarte repede, iar să vede diferența. Veți vedea, dacă vă uitați în alta societate, de exemplu, pe cei care merg în Hamptons, dacă v-ați uitat vreodată la cei care merg în Hamptons, vara au tot felul de petreceri, de tea party-uri și mai știu eu ce, foarte multe din femeile care merg acolo la Hamptons poartă rochii din in. Sunt șifonate cele mai multe dintre ele, dar șifonatul ăsta are o chestie, știți? Nu este șifonatul ăla de nepăsare, de, vai, Doamne, mi-am scos hainele din mașina de spălat și le-am pus direct pe mine. Știți? Este șifonatul ăla de in care se strânge, orice ai face, oricât l-ai călca. Ei, acolo este permisibil, dar în rest, nu. La numărul 8 ar intra la categoria de salopete subțiri din materiale foarte proaste și care nu au o structură, care stau așa... Știți că ce e în regulă cel mai tare cu aceste salopete? Lăsând la o parte faptul că sunt din niște materiale proaste și de-a lungul timpului am avut și eu și m-am lovit de ele și așa am învățat că sunt groaznice. E vorba de felul în care stau în spate. În spate, efectiv, să zici că se scurgă așa și oricât de frumos ar fi fundul tău și oricât de frumos ar fi lucrat și cât de bine ai arăta în partea din spate, efectiv zici că te scurgi. Asta odată. Pe lângă faptul că sunt scurte și s-ar putea ca în anumite situații când stai jos sau stai într-o anumită poziție sau te apleci să se vadă mai mult decât ar fi ok. Și pe lângă asta, materialele astea proaste, alea super subțiri care la fel se șifonează foarte repede și eventual mai vin și niște culori din astea destul de dubioase, nu sunt articole pe care femeile elegante să le poartă. Deci nu este un articol pe care îl veți vedea pe o femeie elegantă. Să știți că mie îmi plac salopetele foarte tare, sunt alături de rochii, sunt articolele mele preferate pentru vară, pentru că sunt super comode și super ușor de purtat, dar încercați să căutați salopete care sunt puțin mai structurate, au un pic mai multă structură, sunt dintr-un material mai dens puțin, care sunt mai bine croite, da? Nu alea care sunt super, știți, cred că le știți, toată lumea le știe, le găsiți în New Yorker și în H&M în perioada asta, sunt din abundență și curg așa, sunt salopetele alea care n-au nicio formă, deși ele ar trebui să aibă și au niște tăieturi sau ceva, dar ele curg, efectiv. Ei, alea nu sunt neapărat pentru femeile elegante, pentru că v-am zis, îți faci un deserviciu în ceea ce privește corpul tău, în primul rând, și în al doilea rând nu știi ce s-ar putea să se vadă, pentru că ele fiind scurte, fiind tot așa până sub fund cumva, dacă te apleci s-au ridicat cu totul și îți rămâne de afară. Numărul 9 este ceva ce mi-aduce foarte tare aminte de bunica mea, pentru că bunica mi îi plăcea foarte, foarte mult acest print. Vorba de acel print floral minuscul. Știți, printul ăla floral micuț, micuț, mărunt, mărunt și eventual, dacă se poate, să fie și pe un fundal negru. Acum, nu mă înțelegeți greșit, am nimic cu printurile florale în general, din contră, vedeți că mi-am luat chiar o rochie cu printuri florale și intenționat am luat-o ca să înțelegeți că n-am nimic cu genul ăsta de print. Acesta este gen de print perfect pentru vară. Dar știți, ăla micuț așa de zici că sunt niște bobițe foarte mici sau punctulețe foarte mici puse așa pe o rochie sau pe o salopetă, este foarte bătrânicios genul ăla de print, foarte aglomerat. De foarte multe ori când te uiți, dacă, mai ales dacă ai o salopetă cu, să spune că pleacă așa de pe umeri și are pantaloni lungi, de la distanță nu vezi forma corpului, pentru că fiind o aglomerare atât de mare de elemente, nu se vede clar forma corpului și poate să-ți creeze un deserviciu la fel, punând în evidență lucruri pe care nu vrei să le scoată în evidență. Și din nou, personal mi se pare un print extrem de bătrânicios, extrem de demodat, extrem de învechit așa și cu siguranță nu ăsta e genul de look pe care vrei să-l...
urmărești pe parcursul unei veri și dacă, mai ales când vrei să fii elegantă și dacă vă uitați iarăși în înaltă societate, veți vedea printuri florale cât cuprinde, dar nu din alea micuțe, mărunte de care zic eu, știți? Încercați să vă orientați, mai ales vara, către culori deschise, eventual printuri florale, eventual printuri florale, limba mea blocată de dislexie, așa, pe fundal alb. Întotdeauna alea se văd altfel, pentru că par mai aerisite. Albul ăla dă un printului un aer așa mai degajat, mai relaxat, decât pe negru. Pe negru, pe roșu, pe verde închis, știți, găsim, sau pe un muștar am mai văzut unele. Sunt mult prea aglomerate și culorile alea mult prea închise așa și bătrânicioase. Și nu știu dacă este neapărat un look pe care să îl urmăriți. Și numărul 10 și ultimul este constituit de poncio purtat pe stradă sau acele, nu știu cum se numesc în română, bucăți de material, știți, ale largi așa, pe care de regulă le-am purta în mod normal și indiferent de forma corpului, le-am purta acele materiale, le-am purta la plajă. Și la plajă sunt perfect ok, dar purtate pe stradă și mai ales de către persoanele care au o greutate mai mare, care sunt supraponderale, nu vă face niciun avantaj. Să știți că nu vă aduce niciun avantaj să purtați ponciouri din alea mari pe stradă, pentru că vă măresc și mai tare. Acolo unde deja există volum, nu mai adaugi volum. Cam asta este regula de bază. Știu că pot să pară confortabile și știu că pot să pară așa nonșalante și degajate și foarte flu-flu, dar aspectul nu este deloc unul plăcut pe care vi-l dau, mai ales dacă ai niște kilograme în plus. Și în plus de asta, nu e locul lor, e ca în cazul șlapilor. Aceste articole sunt exact ca șlapii. Dacă nu le porți la plajă, nu le porți. Da? Singurul loc unde sunt acceptate sunt la plajă. Nu, femeile elegante, în general, nu vor purta. Și aveți o mulțime de opțiuni. Decât să purtați o chestie din aia care mai și atârnă și, din punctul meu de vedere, este și incomodă, pentru că există un exces de material acolo care s-ar putea să te încurce, mai bine iei o rochie din aia de tip cămașă, care este super versatilă, super practică și nu este nici atât de bățoasă și atât de încorsetată și atât de rigidă încât să zici că te-ai băgat într-un sac sau într-un costum, știți? Nu este nici formală. Rochile de tip cămașă sunt foarte versatile și sunt foarte bune și sunt potrivite pentru vară în mod special, sunt minunate și se potrivesc în proporție de 80% cam pentru toată lumea. Și cu asta am încheiat acest clip. Nu uitați să dați un like și un share la clipul ăsta dacă v-a plăcut, să veniți și pe Instagram dacă nu ați făcut-o și să vă abonați, pentru că vă aștept în familia mea. Vă pup și ne vedem în următorul clip. Ciao! Așa fie.